Acum trecem la un artist sau la un alt artist, un artist cu sârme de această dată. Ce face Paul și cum a reușit să devină apreciat în toată Europa pentru talentul lui? Aflăm chiar acum de la Paul Cordoș, regele sârmei. Te salut, Paul! Mulțumesc. Te rog frumos, ia un loc aici lângă noi. Avem regele cozonacilor pe România, se știe, domnul Nea Vasile. Salutări, bre, dacă la cozonăcărie ai televizorul deschis pe ProTV. Acum avem și regele sârmei, e adevărat, Paul? Mulțumesc frumos, nu știam că sunt rege, prefer să rămân așa la stadiu de prinț. Da, faci niște de prinț. Prințule, faci niște lucruri fabuloase din sârmă. Din sârmă și din fir continuu de sârmă am adus conceptul ăsta de single line, să zic așa, de fir continuu în România acum aproape 18 ani. Acum 18 ani ai început povestea asta? Da. Păi și cum? Dintr-o joacă. Eram prin ultimii ani de facultate, am ajuns la o colegă de-a mea acasă, era un abajur, de fapt era o dulie și am țesut un abajur. Efectiv o joacă care s-a transformat. Și ți-ai dat seama că îți place și că poți să faci lucruri faine. De fapt m-a ajutat o altă persoană care a zis, fă-mi și mie în casă. Știi? Și atunci, adică la tine în casă totul e făcut din sârmele astea? Nu chiar, dar urmează, știi, rând pe rând, așa, takeover cumva. Mai mult mă ocup de clienți în momentul de față și de comenzile care le am, care sunt multe și le mulțumesc tuturor. Dar ce fac oamenii? Ce comandă? Orice. Orice îți imaginezi pot să fac din sârmă. Adică orice, orice? Orice, absolut. Începând cu partea de portrete până la mici decoruri. Super, pe cum din asta poate fi și un cadou foarte asta inedit. Asta e și ideea, de... exact. Numai exact. O secundă, ia să vedem. Deci aici sunt lucruri făcute din sârmă de către tine, nu? Da. Uite, o mașină, un portret. Portretul e o poveste interesantă. L-am făcut... Stai să vadă și cei de acasă, uitați. L-am făcut pentru un client din Los Angeles în urmă cu ceva ani, chiar când Jerry Lewis, din păcate, a decedat. Este perioada de început a lui Jerry Lewis și primele lui, să zic, portrete publice și după l-am modelat. Aici e un elefant cu trompa în sus. Da. Ca să aducă noroc. Absolut. Și totul e făcut doar dintr-o... Dintr-un fir continuu. Ăsta îi leg eu așa împreună. Asta doi pinguini, nu? Da, exact. Bă, dacă era Iulia Albu, știți că ea are o fobie cu pinguinii. Bă. Îi fac și ei, nu e o problemă. Nu, ei poți să-i faci cu cocoș. Da, da, exact. Dar am văzut că ai venit aici cu o roată, cu o sârmă de asta. Ce sârmă e asta? E o sârmă galvanizată cu zinc, da? De 2 mm, foarte dură, foarte și rezistentă. Asta o te duci o cumperi de la magazine de oriunde, bricolaj? Da. Chiar vreau să zic, apropo de lucrările astea, pinguinii și elefantul sunt făcuți din sârmă reciclată. Mai nou, din garduri care se demolează sau se dezmembrează, iau firul drept de sârmă și îl modelez. Deci omul ăsta este fabulos, căutați-l pe Instagram. Contul lui de Instagram este... Art Bending. Art Bending. Art Bending, da? Da. Și se scrie ART. ART BNDING. Bending. Perfect. Omul ăsta, uitați ce lucruri fabuloase face din sârmă, cadouri inedite, lucrări de artă la urma urmei, iar când a făcut acel abajur în casa prietenei acum 18 ani de zile, a fost impresionat foarte tare de umbrele care exact. le lăsa acel abajur. Efectul a fost fabulos, fără să-mi dau seama. Am creat o chestie dintr-o pură joacă, țesând structura aia din sârmă. În momentul în care am aprins lumina, era un, fiind și o încăpere foarte mică, făceam o proiecție pe tavan, pe pereți. De unde tot apar, mă, oamenii ăștia talentați, mă, pe cuvânt? Deci ieri am avut pe fratele lui Foa care face cuțite. Acum pe tine care faci lucruri de astea fabuloase din sârmă. Am înțeles, am văzut că ai venit cu sârmă, ai venit cu mânuși și cu două... Cu, cum se numesc? Patent, nu? Nu neapărat patent, cât... Planta? Meanings of creation, să zic What? Așa. Plantă? Ai, mă, plantă, ești la baie. S-a iertat-l pe plantă, oameni buni, a avut o urgență. Până... Cum se numește această ustensilă? Spic. Cum? Spic. Spic? Am plecat acasă. Bă, n-aude bine, mă, în cască, degeaba ai șoptiți, că schimbă cască. Perfect, haide să vedem. Eu știu că, paranteză, cleștii ăștia sunt folosiți de electricieni. Exact. Asta am aflat după vreo 10 ani de îndoință. Și acum ne faci ceva din sârma asta? Da, exact. Ești căsătorit? Da, sunt căsătorit. Și de cât timp? Poți să și lucrezi să și vorbim? Ani. Da, sigur. De 3 ani și soția ce zice de pasiunea ta? Soția mă susține foarte mult. Și adevărul e că am câștigat partea asta independentă prin ea, că mi-a dat un vibe mișto și a zis, lasă jobul de corporate, ești setat. Erai la corporate? Da. Hey! Exact, așa zic și eu. Și câte ore munceai pe zi? Mult. Și? Am renunțat. Bine, eu aveam deja un traseu format, oameni da, care m-au ajutat. Să da, da, aia era chestia, știi? Și am zis, bă, nu se poate. Nu eu vreau să fac altceva. Da, vreau să încerc o nebunie. Și cel mai scump obiect cu cât l-ai vândut? Undeva până în 2000 de lei.
cu 2000 de, cu 2000 lei. De lei și ai clienții tăi fideli, am înțeles. Am și clienții mei fideli, am și clienți noi, văd deja pe aici pe câțiva. Da? Pe superb, da. Deja sunt pasionați se întâmplă, de, se întâmplă. De lucrurile pe care le faci. Și practic mă adresez unui public care dorește o experiență nouă, și decorativ și vizual. Și vizual, și aici iau șucă! Și vizual și decorativ, o experiență nouă. Crezi că putem să-i facem o iubită Luciucă din Sârmă, așa să da, țină? Da, da. Putem da, să le rezolvăm? Bine, da, bineînțeles. Deci asta este, e o chestie automat deja, nici nu mă gândeam alt. Ciucă, o să ai iubită. Fără și suflet. Și ce iubită. Da, ce iubită, dar o să facă ce vrei tu, o pui unde vrei tu. Ai mai avut și nu era din Sârmă, n-aș zice. N-aș vrea să intrăm în detaliile astea, că... Vrei să zic eu ce mă gândesc? Da. Nu pot să zic că e doamna producătoare aici, doamna Alina Tolontan, și o să zic că dacă zic ce zic, nu-i bine și atunci, uite, e cenzura în floare. Adică, da, oricum, ideea e că dacă îți face o iubită din Sârmă, eu cred că marea ta grijă trebuie să fie să nu te plimbi cu ea prin ploaie, adică tunete și fulgere, că în rest e ok. Îi face pământare. Îi face pământare. Bravo, mă! Ce e important că învăț lucruri noi aici la voi în emisiune. Exact. Iubite din Sârmă, deja mi-am diversificat portofoliu cum ar veni. Să știi că ești extraordinar cu aceste lucruri pe care le faci. Mulțumesc și cu pasiunea ta pentru a face lucruri din Sârmă. Am avut o ambiție. Deci asta e o sârmă continuă, iar acum mi-am dat seama ce scrii la măruță. Nu! Da, exact. Și dar faptul... e mai mult decât un scris și o să vezi. Hai că abia aștept să văd, dar știi ce e foarte interesant? Că tu nu te uiți la imagini, cum știi cum se uită pictorul la ce trebuie să facă sau... Nu, pe oricum nu mă pricep la nimic. Nu m-am îndoit, știi? Deci... Și atunci imaginea nu mă ajută. Eu o transpun imaginea cum o simt eu până la urmă, știi? Senzațional, bravo! Aș vrea să văd la tine acasă câte lucruri sunt făcute din sârmă. Ciucă! Da! Mergem. Aș fi rămas însărcinată! Iubita! Iubita ta. Deci, uite, ai mai avut cerință cu iubită. Deci știu că nu e singurul, sunteți un grup. Putem să-i facem, dacă vrea, o caricatură, să zicem, să nu fie cum? nici. Îi facem o caricatură, știi, la iubita lui. Da, e imaginară oricum, să știi. Păi de-aia nici n-am nevoie de poză. Uite cum arată obiectele făcute, sau operele de artă, la urma urmei, făcute de prietenul nostru, Paul, din Sârmă. O sârmă continuă, pe care el, uitați cum o modelează, superb. Bravo, Paul. Mulțumesc. Ai copil? Nu, e pe drum. E însărcinată soția? Da. Știți ce o să aveți, băiat sau fată? Suntem în partea incipientă a situației. Încă nu-i chiar... Hotărât definitiv. Acum o să mă întreb imaginez că în camera bebelușului toate obiectele o să fie făcute din sârmă. Tu îți dai seama cât succes am cu chestia asta pentru bugetul familiei până la urmă, știi? Exact, nu mai te duci să mai cumperi jucării gata. Din sârmă, tată. Asta e, mi se pare foarte tare. Ideea e că oamenii o să vadă imediat de acasă cum arată acest scris al emisiunii, de fapt, făcut logo-ul emisiunii făcut de tine așa pe repede înainte. Bravo, Paul, ești foarte tare. Mă bucur să cunosc oameni senzaționali. Vă mulțumesc, căutați-l dragilor. Pe Instagram, pe omul ăsta, este Art... Art Bending. Art Bending și pe Facebook? Tot ce este Art Bending este a meu sau numele meu, Paul Cristian Cordoș sau www.artbending.ro. Acolo te găsește lumea, să afle Twitter, mai multe despre tot ce faci trebuie, tu. Da, exact. Iar astăzi, oameni buni, am avut o experiență foarte interesantă. Conduceam prin București și la un moment dat, la ieșirea din București, cine făcea cu autostopul? Cine a intrat pe Instagramul meu știe, intrați pe Cătălin Măruță pe Instagram să vedeți, pentru că îmi făcea cu autostopul, bă nene, și l-am luat, l-am dus 10 km. Un prieten al nostru al emisiunii, intrați pe Instagram să vedeți pe Cătălin Măruță, pe Insta Story. Vedeți acolo și puteți să dați follow, să fim prieteni, ca să ajungem și noi la 1 milion de prieteni. Ciucă, dacă am făcut 1 milion de prieteni, vin dezbrăcat la emisiune. Bă, n-ai curaj! Ce? Dacă fac și eu 10.000... Dacă faci și tu 10.000, vii cu și tu dezbrăcat. Nu! Oameni buni, vă anunțăm că din septembrie emisiunea noastră va fi o emisiune de nudiști. Dobrogea, tu câți fani vrei să faci ca să vii și tu dezbrăcat la emisiune? Cât? Nu, lasă câți fani, că boxer de sârmă avem tot zi. El are doar doi oameni care urmăresc pe Instagram. Dobrogea, deci Andrei Dobrogea pe Instagram, puteți să-l căutați, n-are nicio poză pentru că e mai timid el. Ai pus poze?
are o singură poză. Puteți să-l căutați pe Instagram și pe el, pentru că el la 1000 de followers și va veni la fel gol pușcă în platou. Păi e și un film ăsta, mă, ce așa rușine. Eu vă propun să... Corina pe Instagram, Ana Lesco. Ne să salvăm onoarea emisiunii, să vă îmbrăcați cu un pic de sârmă, măcar mai un papion. Auzi, colegii mei s-au înscris. Colegul Radu Pruteanu, da, cum? Deci Radu Pruteanu, colegul meu, a zis că la 5000 de followers pe Instagram și el gol pușcă. Bravo, Radule! Ești bărbat adevărat! Bine ai venit în grupul nostru! Haideți să vedem cum arată logo-ul făcut de tine, pentru că noi trebuie să luăm și o scurtă pauză de publicitate, iar apoi ne întâlnim și cu Loret, care arată trăznet, și vedem cum se pregătește de nuntă Brigitte Năstase. Despre toate aceste lucruri o să vorbim imediat, dar până atunci... E aproape gata. Aproape gata. Dă să-l arăt așa și până un la microfon, finalul... la măruță din fir și o mufă jack. A, asta e o mufă jack. Da. Știi, e microfonul. La măruță. Aia, așa este. Băi... Numai o secundă. Ciucă, am primit 5 cereri de prietenie pe Instagram. Deja am început să mă dezbrac. Se văd pectoralie, bine? Se vede, okay. Se vede. La același doctor unde a fost Ioana Filimon am fost și eu. Stați să se vadă, domnul Daniel. Uitați, la măruță, vedeți? Făcuți din sârmă continuă. Jack-ul și microfonul. Paul, ești extraordinar, serios. Mulțumesc, bravo. Mult de tot. Poți să faci mie o brățară, că văd că ai brățări de ăștia din sârmă? Asta nu este din sârmă, dar pot să-ți fac o brățară. Fă-mi o brățară de ea, să vezi ce brățări fac acum.